Ziua Mondială a Teatrului a fost celebrată seara trecută la Casa Tineretului printr-un spectacol de excepție marcat Jean Paler. Hohote de râs și multe aplauze, așa a arătat atmosfera în cadrul spectacolului realizat de către Centrul Cultural Nichita Stănescu. Domnișoară, aș vrea să... Și am fost la ea acasă, domnișoară m-a așteptat, șoapte strângeri în brațe, bla bla bla, etc. Și acum regret. Am aflat cine era. Domnișoara era prea, prea, prea. N-am voie să-mi control, fapta de ce petrecu și fiindcă fusese o, m-a lăsă în urmă cu. Ziua Mondială a Teatrului este marcată în fiecare an la data de 27 martie pentru a promova activitatea comunităților de teatru din întreaga lume, iar anul acesta a fost celebrată și la Drobeta Turnu Severin printr-un spectacol de excepție care l-a avut în prim plan pe unicul Jean Paler, unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați actori din România. De pe plajă, bărbați. Pe cuvântul meu. Se vă uitați la picioarele bărbaților. Unii mai strâng, mai cărcănați ca alții. Sunt unii nici nu zici ca o picioare. Macaroane cu păr. Stă măranul pe macaroane, nici pe tarabă în piață nu găsești atâta măranul. Hohote de râs au răsunat seara trecută la Casa Tineretului, care a fost însuflețită de un spectacol de calitate realizat de maestrul Jean Paler. Publicul din toate categoriile a apreciat numărul artistului, semn că umorul de calitate trece testul timpului. Foarte cald și dornic de a se amuza, dornic publicul de a râde. Durerea e că nația asta de români a fost întotdeauna, de când o cunosc eu și am o vârstă cât de cât, am fost pus pe șotii, pe a ne distra, pe a râde. Mai mereu, din orice, a găsit motive de a ne amuza, de a ne distra. Durerea cea mare e că au uitat să mai râdă. Astăzi a fost sărbată și Ziua Teatrului, aici la Casa Tineretului. Cât de importante sunt astfel de evenimente? Iată să aducem teatrul. Să spun foarte cinstit, este ceva puțin și din comun pe faptul că zile de genul ăsta nu s-au mai sărbătorit și nu prea se mai sărbătoresc de ani de zile, nu numai neapărat Ziua Teatrelor. În genere, ce e legat de cultură nu se mai sărbătorește. Într-o sală de spectacole care este întreținută. Nu e lăsată de izbeliște. Nu e lăsată pierii. Nu este lăsată. Au investit cât au putut, țin de ele. Sunt foarte puține, nu pot să enumăr din ele, dar le-aș număra pe degete. Cei care încă mai țin un pic de cultura asta. Pe lângă numărul de excepție al îndrăgitului actor de comedie Jean Paler, pe scenă au urcat și tinere talente, care fac parte din trupa de teatru Cortina și au pus în scenă un fragment din Fantezii fără nevastă, o piesă de teatru scrisă de Melia Cerchez în regia lui Costi Bădeț, cel care s-a și implicat în realizarea acestui eveniment. Iată, ne-am gândit ca de Ziua Mondială a Teatrului, aici la Casa Tineretului, după o pauză, că dacă tot am început spectacolele, cu Centrul Cultural Nichita Stănescu și Consiliul Județean Medis, ne-am gândit să facem o seară de umor. Și cum alți actori din toată masa asta din țară care mai fac umor de calitate i-am găsit, ne-am gândit toți la Jean Paler, că ar fi singura figură bună ca să ne facă să râdem împreună aici la Drobeta Turnu Severin. Eu cred că a fost un spectacol reușit. Au urcat pe scenă cei de la Teatrul Cortina cu un spectacol pe care l-au prezentat în țară, Fantezii fără nevastă, scris de Melia Cerchez, în regia mea, și au prezentat un fragment din spectacol. Cred că le-a plăcut publicului. În țară am avut succes cu acest spectacol, s-a jucat în vreo 6-7 orașe până acum. În viitor mai aveți și alte proiecte, alte planuri, poate?
Da, mai avem două spectacole, tot la fel, pe care o să le prezentăm prin țară. Centrul Cultural Nichita Stănescu deja ne-a obișnuit cu diverse spectacole, de la cele în care sunt promovate tradițiile și obiceiurile noastre, tinerele talente, la spectacole cu artiști de renume și iată că acum Tania Lăin, managerul instituției de cultură, a adus în fața severinenilor un spectacol de teatru, un umor de calitate marca Jean Paler. Sunt atât de multe întâmplări, aș intra un pic pe partea de politică. Întreabă unul, zice, la o firmă asta de turism, la o agenție, nu vă supărați, NATO este agenție de turism? La care aia răspunde, dacă intră Iohannis în NATO, devine agenție de turism. Astfel de spectacole sunt extrem de importante pentru comunitate. Păstrarea tradițiilor și a culturii ne face să nu ne pierdem identitatea ca popor.